Un român rezident în Anglia de 10 ani a apelat la o firmă de transport coletă din Fălticeni pentru a trimite 3 pachete în România pentru familie la Roman și Câmpina exact înainte de Crăciun. Din păcate, firma le-a tras o țeapă de toată frumusețea. Pacheta, căror valoare era de peste 1000 de lire, nu au ajuns nici până acum în România, transportatorul nemai răspunzând la niciunul din numerele de contact. Data de 19 decembrie am trimis prin firma Mentur niște colete în România la familie și până astăzi, în data de 5 ianuarie, nu au ajuns. Încercând să contactez patronul firmei, acesta inițial a răspuns la câteva zile după ce am trimis pachetele și după nu a mai dat niciun semn de viață. Nu știu ce s-a întâmplat cu pachetele, nu, pur și simplu am plătit coletele și ele nu au ajuns la destinatar după aproape 3 săptămâni. Românii susțin că au avut încredere în firmă, deoarece și anul trecut au apelat la serviciile acesteia și că în preajma sărbătorilor de Paști nu au existat probleme, coletele ajungând la destinație în timp util. Am contactat firma telefonic, practic noi mai trimisesem cu firma respectivului Tunsu Mihai anul trecut, aproximativ de Paște. N-au fost probleme și crezând că e o firmă serioasă, am apelat din nou la firma lui, dar de data aceasta, surpriză, pachetele n-au mai ajuns. Am plătit transportul și nu puțin și ca dovezi am imaginele CCTV. Când a venit mașina, a ridicat pachetele, plus cam toate chitanțele a ceea ce am pus în pachete, vă dați seama, tot felul de obiecte. Păgubiții au depus online la Inspectoratul Județean de Poliție Suceava o plângere pentru înșelăciune pe adresa Serviciului de Relații Publice, la care li s-a răspuns că urmează să fie repartizată lucrarea polițiștilor de la Poliția orașului Fălticeni, care vor întreprinde cercetare in rem. Polițiștii sunt însă mirați despre faptul că expeditorii nu au pretins firmei chitanță, care reprezintă o dovadă a predării coletelor, nefiind suficiente imaginile video și apelurile telefonice. Reclamații asemănătoare au fost depuse pe nume firme și la Oficiul de Protecție a Consumatorilor Neamț, care va colabora în cercetarea petiției cu cei de la Suceava.